Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii este marcată în fiecare an în prima vineri după Paște. Cu această ocazie, în bisericile din toată țara se țin slujbe și se citește Aghiazma Mică. Credincioșii au mers cu toții la biserică și s-au rugat pentru sănătatea celor dragi. Cu toții au plecat acasă cu apa sfințită. Vorbea din ea ori de câte ori nu se simt bine, dar își vor stropi și casele, curțile și animalele pentru a le feri de spiritele rele. La ce folosiți a fost? Botezăm noi, în primul rând, și luăm când dimineața, când înainte de a mânca, așa, și botezăm postul cum stau la casă. Casa cu camerele, cu poți să ceam vie. E bine, deci, ca să fie în casă, să o avem, să mai bem dimineața. O bem, că e pentru sănătate. Bine. Ați simțit că vă este mai bine după sigur, ce? Sigur, sigur. Cu problemele de sănătate, da. O păstrăm, în primul rând, într-un loc bine meritat, curat. Și o folosesc ori de câte ori simt nevoia, atunci când nu mă simt bine fizic sau sufletește, și mă ajută. În Olt există numeroase obiceiuri și tradiții legate de această mare sărbătoare creștină. Multe dintre acestea nu au mai fost păstrate în ultimii ani din cauza pandemiei de coronavirus. În această zi era bine, se spune, că să cauți noi izvoare, să cureți fântânile, să le sfințești. Se spune că aceste fântâni care erau săpate și sfințite în ziua de Izvorul Tămăduirii nu se cau niciodată în perioadele de secetă. Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii vine să marcheze minunea vindecării unui orb după ce Fecioara Maria i-a spus împăratului bizantin Leon I să-l ducă să se spele cu apa dintr-un izvor de lângă Constantinopol. Ulterior, pe acel loc, împăratul a ridicat o biserică, aceasta primind hramul Izvorul Tămăduirii.